Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de-a 35-a ediție a analizelor economice. Suntem la sfârșit de an și am considerat să facem o scurtă totalizare a anului, dar este una așa axată doar pe câteva subiecte. Am încercat să văd în câteva minute despre ce ar merita să vorbim, prin ce s-a remarcat anul 2021 sau care sunt cuvintele cheie pe care noi le ținem minte în acest an. Din păcate, este un singur cuvânt care domină anul 2021, deci este un cuvânt care poate fi scris cu șrift de 10 ori mai mare decât următorul după dânsul, prețurile. Deci anul 2021 va intra în istoria noastră ca anul inflației sau anul prețurilor. Deci tot ce a putut crește, toate prețurile care au putut crește, s-a întâmplat acest lucru. Aici e clar că nu ne va ajuta pe noi, dar prețurile sau inflația și pe plan global anul acesta este una fără precedent în unele cazuri pentru 40 de ani. Imaginați-vă că noi moldoveni am avut inflație mare, am avut 93-94, am avut în 2015 inflație mare, pentru noi creșterea prețurilor, cum să zic, este neplăcută, dar e ceva care ne-am deprins și doar încă o dată ne mirăm că iarăși ne-am întors de unde am mai fost. Dar sunt țări, spre exemplu în Statele Unite, anul acesta inflația va fi maxim de ultimele 40 de ani. Imaginați-vă că sunt oameni care s-au născut, au trăit toată viața și niciodată n-au trăit așa șoc care îl trăiesc în acest an. Bine, aceasta lucru se întâmplă în Marea Britanie, în toată Uniunea Europeană, pe tot globul pământesc. Din țările dezvoltate este o singură țară care cumva stă aparte, este Japonia, care deloc inflația e zero, chiar încă este negativă. În rest, lumea este macerată de creșterea prețurilor. Factorii de bază sunt produsele energetice, produsele alimentare, transportul care îți scumpește celelalte mărfuri. Pe rezultat avem această inflație galopantă care lovește noi, plus avem și specificul nostru autohton, drept rezultat avem o creștere a prețurilor. Dacă vă uitați în spatele meu, vedeți patru cuvinte care cred că marchează acest an. Primul este prețurile care detașat depășește orice alt cuvânt, despre prețuri vom vorbi ceva mai mult. Al doilea lucru care, în opinia mea, este interesant, în comerțul extern, în acest an, noi avem 3 recorduri absolute care merită atenția noastră și trebuie să vorbim și la acest capitol. Exportul de servicii IT, asta e ceva pozitiv, deci voi povesti, eu cred că este un campion necunoscut de noi, de fapt, aceasta este ramura care noi trebuie să ne mândrim și eu mă bucur că are așa performanță și în sfârșit agricultura, iarăși anul acesta, ne va uimi în sensul pozitiv al cuvântului, producția agricolă în acest an va fi cel puțin cu 30% mai mare decât a fost anul trecut, ci de anul trecut noi am avut cel mai mare declin din istoria de când se duce analiza producției agricole. Despre aceasta vom vorbi în final. Deci dacă am face cumva rezumată acest an, dominant este cuvântul creșterea prețurilor și după aceasta alte cuvinte care tot merită atenția noastră, în sfârșit în anul 2021, în concluzia este următoarea. A fost 2020 un an greu, din păcate 2021 s-a devenit un an tot greu și 2022, cel puțin prima jumătate a anului, nu promite careva lucruri îmbunătățire, prețurile vor crește în continuare într-un ritm neplăcut pentru noi, lucru care ne va face să ne gândim ce avem de făcut. Haideți să le luăm la rând. Prețurile. Când spunem de prețuri în Republica Moldova, chiar dacă ele au crescut pe toate dimensiunile, prima ce ne vine la toți în minte este prețul la gaz. Deci la noi anul acesta am avut o situație, să zicem așa, mai puțin tipică pentru noi. În luna octombrie chiar am plătit cel mai mare preț la gaz din istoria noastră, 790, vorbim de prețul de import. Iar în acest an, cel mai probabil, vom finaliza anul în trimestru 4, prețul la gaz va fi de 525 de dolari. Vreau aici să spun că noi am început anul cu 127 dolari, în trimestru 4 anul trecut a fost 115 dolari, acum este aproape de 5 ori mai mare prețul și totuși, fiindcă noi am avut în primele două trimestre un preț relativ micuț, iar în primul chiar foarte mic, prețul anual în acest an, cât n-ar fi de straniu, este unul nu chiar mai mic decât în 2014-2015 când au fost prețurile mari. Însă, prețul la gaz, din nefericire pentru noi, va continua să fie ridicat și în anul 2022. Sperăm foarte mult că în a doua jumătate al anului 2022 prețul va scădea, însă aici nu pot fi foarte optimist față de cetățeni, din simplu motiv că noi nu avem rezolvată problema datoriei istorice de pe malul drept, care
chiar în varianta cea mai bună, să apropie de 500 de milioane de dolari, dacă tot cu penalități avem peste 700 de milioane de dolari, sume pe care dacă va intra în tarife, noi din nefericire vom avea tarife ridicate. Ca să punem așa puțin de balzam pe rană, vă pot spune că prețul pe care îl achită moldovenii în prezent la gaz, totuși este mai micuț decât prețul mediu care îl achită celelalte țări. Estimăm că în trimestrul 4 prețul mediu de vânzare a gazului pe plan global va fi de circa 700 de dolari pentru 1000 de metri cub, moldovenii vor plăti cam 525. Dacă vă uitați atent în grafic, noi am plătit mai puțin pentru gaz în 2019 și 2020, mai mult pentru gaz decât au plătit restul. În trimestrul 2-2020 gazul, toată lumea a plătit 60 dolari pe 1000 de metri cub, noi am plătit 67, însă începând cu trimestrul 4, noi plătim pentru gaz mai puțin decât restul lumii. Cu toate că plătim mai puțin, totuși tariful pentru noi este unul neplăcut. Deci prețul de import a gazului, evident, a lovit în tarif. Aici v-am dat tariful începând cu anul 1995, când noi pentru 1000 de metri cub plătim 28 de bănuți. În prezent, noi am plătit în acest an 4,30 lei și am avut acum cea mai mare creștere din istoria noastră a tarifului, până la 10,26 lei, fără TVA de 8%, de total peste 11 lei. Dar eu am dat fără TVA pentru a putea compara în dinamica din ultimii 25 de ani. Deci în acest an am avut cea mai bruscă creștere, am avut încă o creștere relativ mare în anul 2006, dacă vă uitați atent, numai că atunci creșterea a fost făcută în două etape. La începutul anului, la jumătatea anului, creșterea totală a fost aproape de două ori, acum creșterea este cu mult mai mare, lucru care fiecare noi l-a simțit. Este o compensație din partea guvernului care cumva ajută cetățenii noștri, oricum, prețul la gaz, cred că ne-a marcat pe toți. Al doilea lucru, inflația la general. Deci anul acesta, Republica Moldova se confruntă cu o creștere a prețurilor. Cel mai probabil, inflația anuală va fi în jurul de 14,5%. Nu m-aș mira dacă va fi chiar și mai mare și dacă se va întâmpla acest lucru, noi avem o inflație maximă din ultimii 18 ani. O inflație mai mare noi am avut doar în 2003. Această inflație este condiționată de creșterea prețurilor la toate produsele energetice, plus creșterea prețurilor la produsele alimentare. La produsele alimentare, un alt element de prețuri, și astăzi vorbesc mult despre prețuri, din simplu motiv că ele pur și simplu marchează anul 2021, la produsele alimentare, cel mai probabil prețurile vor crește cel puțin cu 17,5%, posibil și mai mult chiar, și lucrul acesta iarăși ne duce la recordul din ultimii 18 ani. Deci, anul acesta, dacă este anul prețurilor, este anul prețurilor. Din nefericire, pentru noi toți. Un element care nu intră în indicele prețurilor de consum, dar oricum marchează piața noastră, este piața imobiliară. În acest an, piața imobiliară tot înregistrează cea mai mare creștere a prețurilor și aici, dacă ne uităm atent în grafic, noi avem, de fapt, dacă observați, în 2009 graficul se rupe în două și în linia de jos avem prețurile la apartamentele de mâna a doua, în linia de sus avem prețurile la apartamentele noi. În acest an, noi avem pe piața imobiliară două recorduri. Primul record este că prețul la apartamente a crescut cel mai rapid din ultimii, din, se primește, 13 ani și doi, în sfârșit, asta nu e de bine, dar în sfârșit apartamentele noi au atins maxima istorică, prețul în 2021 vor depăși prețul maxim care a existat în 2008. Haideți să ne întoarcem puțin ce a fost la noi. În 2008 prețul la apartamente media anuală a fost de 867 de euro, însă la sfârșitul anului prețul unui apartament, unui metru pătrat de apartament, în Chișinău a ajuns la 900 de euro. După aceasta a urmat criza, care în toată lumea a durat cam 2-3 ani, dar la noi căderea a fost până în 2019, când prețul la apartamente au scăzut constant. După aceasta, noi am avut anul 2020 o stabilitate, 2020, a doua jumătate a anului și 2021, am avut cea mai rapidă creștere a prețului la imobile, însă acum ele cresc, dar s-a încetinit creșterea. Deci ritmul de creștere acum e de vreo 4 ori mai micuț. Ceea ce ne face să presupunem că la apartamentele de mâna a doua sau apartamentele vechi, cum spunem noi,
prețul cel mai probabil se vor stopa să crească cel puțin pe vreo jumătate de an. La apartamentele noi, cred că tot vom avea o încetinire a prețurilor. Nu m-aș mira dacă vom avea chiar o mică scădere, totuși tendința pe termen lung este de creștere a prețului și o explicat din ce cauză. Noi, în prezent, doar am ajuns la nivelul din 2008. Deci nu este corect să spunem că este creșterea prețurilor, mai degrabă este recuperarea prețurilor. Și dacă ne uităm atent, observăm că, de fapt, la apartamentele noi am ajuns la nivelul anului 2008, la apartamentele vechi prețul este cu mult mai micuț. Îmi reamintesc că în 2008 apartamentele vechi chiar costau mai scump decât cele noi. Deci asta a fost cu segmentul prețurilor. Deci anul 2021, cuvântul cheie, cuvântul numărul 1 este prețurile. Al doilea lucru care este comerțul extern. În comerțul extern în Republica Moldova, în anul 2021, s-au întâmplat mai multe fenomene. Unul pozitiv, restul din nefericire, nu aș putea spune că sunt negative, dar să zicem așa, cu anumite conotații nu prea pozitive. Deci primul lucru este că volumul comerțului extern, și asta volumul comerțului extern, asta exporturile plus importurile, în acest an vor ajunge maxima istorică, 10,2 miliarde de dolari, cu o creștere de 2,3 miliarde de dolari, cea mai mare creștere din istoria noastră. Dacă observați atent din grafic, noi niciodată n-am avut măcar pe aproape așa volum de comerțul extern. Aceasta este datorată atât creșterii exporturilor, cât și creșterii importurilor. La capitolul exporturilor, anul acesta va fi bătut recordul absolut din istoria noastră. Volumul exporturilor, noi îl anticipăm că va depăși 3 miliarde de dolari. Cel mai probabil va fi în jur de 3 miliarde 50 de milioane de dolari. Datele exacte le vom avea tocmai luna februarie, dar eu am considerat că ar fi bine să la sfârșit de an să facem și niște estimări. Cred că va fi 3 miliarde de dolari și este o creștere substanțială după scăderea de anul trecut. Deci noi am reușit să recuperăm căderea de anul trecut, plus avem o ușoară creștere. Deci unde am căzut anul trecut? Anul trecut noi am căzut în mare parte datorită reducerii exportului de produse cerealice și doi, reducerea exporturilor din zonele economice libere datorită crizei mondiale. În anul 2021, noi pe producția agricolă, după cum v-am marcat, am avut o recuperare și avem o creștere, cred că vom avea un export al producției agricolei record în istoria noastră, dar detalii mai multe, cel mai probabil vom putea oferi undeva în primăvara acestui an. Agricultura, în general, în 2021, cred că este al doilea cuvânt care ne marchează tare, deci prima este creșterea prețului și doi, pozitiv este producția fără precedent agricolă. Vorbeam cu un agronom care îmi spune 40 de ani este agronom și ceea ce a avut în 2021 n-a fost niciodată cu o conjunctură favorabilă, atât roadă fără precedent de mare sau roadă foarte mare și prețurile foarte mari. De regulă, întotdeauna când prețurile sunt bune, roada e mică. Când roada e mare, prețul sunt mici. Iar noi anul acesta am avut două fenomene pozitive. Deci exportul în acest an vor fi de peste 3 miliarde de dolari. Prima dată noi depășim nivelul de 3 miliarde. La capitolul importuri, iarăși avem recorduri. Importurile în acest an vor depăși categoric 7 miliarde de dolari. Vom fi chiar, eu am scris 7, vom fi cel puțin 7 miliarde 50, eu chiar cred că vom ne duce în 7 miliarde și 100, poate chiar și mai mult. Deci, iarăși, creșterea importului în acest an este cea mai mare din istoria noastră, cu 1 miliard 600 de milioane. Deci, noi în acest an, importurile au crescut cu 1,6 miliarde de dolari comparativ cu anul trecut. Din ce cauză au crescut importurile? Sunt doi factori. Unul negativ, unul pozitiv. Factorul negativ este scumpirea resurselor energetice. Din cauza că s-a scumpit gazul, s-a scumpit petrolul. Noi am fost nevoiți să plătim mai mult pentru același volum de petrol. Imaginați-vă că anul trecut noi am plătit mai puțin de 600 de milioane de dolari pentru toate resursele energetice. Prețul minim de ultimii 15 ani, iar în acest an cred că vom plăti cel puțin în jur de 1 miliard de dolari, deci dublu față de anul trecut. Iar al doilea, s-au scumpit prețurile la diferite produse și respectiv noi plătim mai mult pentru aceleași bunuri, dar și partea bună, că am spus că este ceva rău, este ceva bun, partea bună este că în acest an consumul populației a crescut fără precedent. Deci noi avem o creștere de consum a populației cel mai mare din ultimii 15 ani. De ce s-a întâmplat acest lucru? Din câteva motive. Deci oamenii anul trecut au făcut economie, era pandemie, oamenii erau îngrijorați de ce se întâmplă. Acum, cheltuielile care nu le-au făcut anul trecut, multe lucruri noi numim cererea mânată, s-a întâmplat în acest an,
Plus, în acest an, oamenii au luat credite fără precedent. Vom vorbi despre aceasta în luna ianuarie, despre volumul fără precedent de credite luate de cetățenii noștri. Lunar, oamenii sunt împrumutul cu circa 700 de milioane de lei în fiecare lună, ceea ce este de câteva ori mai mult decât media pe ultimii ani de zile. Și toate acești bani s-au dus în consum, s-au dus în importuri. Dacă în alte țări consumul populației generează producție autohtonă, la noi consumul populației generează importuri. Și respectiv, al treilea factor din comerțul exterior este deficitul balanței comerciale sau cât exportăm la cât importăm. Deficitul balanței comerciale în acest an va depăși 4 miliarde de dolari. Deci noi importăm cu 4 miliarde de dolari mai mult decât exportăm. Noi suntem, de fapt, într-o stare foarte proastă. Balanța noastră comercială, dacă observați, începând cu anul 99, pur și simplu este în fiecare an negativă, însă în acest an avem record absolut. Precedentul a fost în 2008, când deficitul balanței comerciale a fost de 3,3 miliarde de dolari. Anul acesta vom avea peste 4 miliarde de dolari. Al treilea, ca timpul trece foarte rapid, al treilea factor care determină anul 2021, cred că este anul sectorul IT. Este evident, sectorul IT încă este micuță în economia noastră, dar nu este atât de micuț cum ar fi, s-ar părea la prima vedere. Exporturile serviciilor IT în acest an, deci asta tot ce înseamnă programe care le fac companiile noastre, vor depăși 325 de milioane de dolari. Deci 325 de miliarde este, 325 de milioane este prognoza mea semi-pesimistă. Cred că cifra ne va bucura și va fi cu mult mai mare și dacă ne uităm atent comparativ cu anul 2015-2016, avem pur și simplu o explozie a exporturilor. De ce s-a întâmplat acest lucru? Că noi am făcut două lucruri, ca țară am făcut două lucruri deștepte. Și sectorul IT, demonstrează că atunci când guvernarea real vrea să facă ceva, poate face și businessul răspunde imediat. Ce am făcut noi? Le-am creat niște condiții fiscale preferabile celor din sectorul IT ca ei să nu imigreze, lucru care se întâmpla. Doi, am creat aceste parcuri. Cu ajutorul Statelor Unite am creat aceste parcuri IT. Drept rezultat, noi avem în ultimii ani de zile 6.000 de angajați în acest sector noi și avem 325 de milioane de dolari exportul. Întotdeauna îl compar cu exportul de vinuri, ca să vă fie clar, noi exportăm vinuri de 140 de milioane, iar servicii IT deja de două ori ceva mai mult decât vinurile. Și ultima, agricultura. Deci eu cred că agricultura în acest an, pe bune, poate fi numită anul agriculturii. Deci agricultura în acest an bate toate recordurile absolute, însă sunt două lucruri importante care s-au întâmplat în acest an. Primul este, volumul producției agricole în acest an va depăși 40 de miliarde de lei. Ca să pot compara datele, v-am luat o dinamică, vedeți, din anul 50 până acum, pe 70 de ani, ce am făcut eu? Toată producția agricolă de pe malul drept al Nistrului am convertit-o în lei anul 2020. Evident, dacă vă uitați așa, suntem la 40 de miliarde, noi suntem cu mult mai jos decât recordul absolut în 1985, când volumul producției agricole era de 65 de miliarde de lei. Dar în acest an s-a întâmplat un lucru important. În acest an, la noi, pentru prima dată după anul 1995, producția agricolă la întreprinderile agricole a depășit pe cele din sector individual. Dacă vă uitați atent, poate vreodată voi face o ediție specială analizelor economice pe agricultură, ce s-a întâmplat? În perioada sovietică, la noi 85%, 90% din toată producția agricolă era în sectorul organizat și doar 10% în sectorul individual, care era de regulă pentru consumul personal. După ce s-a destrămat Uniunea Sovietică, toată producția agricolă în sectorul individual a rămas stabilă sau chiar a înregistrat creștere și toată prăbușirea producției agricole până în 2000, până în 2000, până la 27,7 miliarde de lei în banii de astăzi, pe vremea ce noi aveam producția agricolă de 3 miliarde, 4 miliarde de lei, dacă ați pot compara, v-am dat în prețurile zilei de astăzi, toată această prăbușire s-a datorat prăbușirii gospodăriilor sau agriculturii organizate, agriculturii care se fac investiții masive, agricultura industrială sau agricultura economică, unde producția agricolă este introdusă în circuitul economic. Și noi, de fapt, agricultura în următorii ani, practic s-a menținut pe gospodăria naturală, pe consum individual, iar noi agricultura, în sensul adevărat a cuvântului, nu am avut. Uitați-vă, producția agricolă organizată la noi a scăzut până la un nivel de incomparabil de micuț, 8 miliarde de lei, deci am avut, îmi cer scuze, până la cel mai scăzut, 19 miliarde de lei, de la 54.
în prezent, în anul 2021, după 15 ani, după 25 de ani, de când agricultura a fost dominată de producția individuală, în anul 2021, noi anticipăm că producția agricolă a gospodăriilor agricole va depăși pe cea sectorul individual. Deci, în sfârșit, la noi, după ce s-au făcut investiții, după ce s-au dat subvenții, după ce au fost susținuți agricultorii, inclusiv și de către autoritățile statului, în sfârșit, la noi, agricultura devine din agricultură de subsistență, agricultură naturală, în agricultură introdusă în circuitul economic, care contribuie la crearea de valoare adăugată și care este introdus în tot ce înseamnă economia noastră națională. Asta am vrut să vorbesc pe scurt astăzi ca concluziile anului 2021. A fost un an dificil, am avut un an al prețurilor mari, am avut un an al disbalanței în comerțul nostru internațional, însă avem și două licăriri, două elemente frumoase în acest an. Primul este agricultura și doi este sectorul IT, care ne uimesc deja din mai mulți ani de zile. Până aici am vrut să vă spun și până data viitoare, când vom discuta alte subiecte de importanță economică, doar vreau să vă reamintesc că această analiză economică este un proiect comun IDIS Viitorul și Privesc EU. Ne puteți urmări pe pagina fie IDIS, fie Privesc EU sau pe pagina mea ioneta.md. Până aici ceea ce am vrut să vă spun astăzi. Ne vedem data viitoare.